Și iată ce scrie domnul Andrei Caramitru. Argumentele pro Nicu Șordan. A scos primăria din faliment că a tăiat costurile. Nu. Costurile sunt cam la fel ca sub firea. Nu poate face investiții. Pe 2023 a rămas cu un excedent necheltuit de 971 milioane de lei, zice Funky Citizens, nu eu. Practic încasează taxe, dar nu e capabil să investească. Investește însă în țevi. Da, sunt 4.000 km de țevi. Face 40 de km pe an. În ritmul ăsta durează 100 de ani. Problema însă e și la ceturi, în Amonte, unde habar n-are. Per total, remediere reală zero. Bun, aș putea să continui. Nu vă surprinde? Adică, da, e real, da, sau bate câmpii domnul Andrei Caramitru? Da, putem să răspundem punctual. Vă rog. Am scos primăria din faliment? Da. Era practic în incapacitate de plată, avea datorii curente, curente de 3 miliarde de lei. Adică oricare din oamenii cărora noi le datoram 3 miliarde de lei puteau să vină să ne blocheze conturile și vreo 30 dintre ei au venit și ne le-au blocat. S-a întâmplat deja. Blocarea a fost... În 2020, da. Și asta înseamnă că nu puteam să facem nicio investiție și a fost o muncă lungă care a durat până la sfârșit de 2021, până când am eșalonat. De exemplu, pe autobuzele autocar, ele au fost cumpărate, dar n-au fost plătite, aveam o datorie de 165 de milioane de lei, nu am avut banii ăștia și am făcut o înțelegere în trei cu Unicredit, le-am eșalonat pe 4 ani și plătim rate timp de 4 ani. Deci am scos primăria din faliment. Nici de cum. A rămas în 2023 un excedent, dar care este de ordinul 80 de milioane de lei, 100 de milioane de lei și asta vine din faptul că am fi avut ce să facem cu banii ăștia, numai că vă aduc aminte că în noiembrie a fost o ordonanță de reducere națională, de reducere a cheltuielilor, s-a interzis semnarea de contracte noi, în fine, am redistribuit banii ăia și după care puteam să-i cheltuim până la sfârșitul anului. Urma să ultimul ordin de plată putea să fie dat pe 29 decembrie și în 26 decembrie a venit un ordin al Ministrului de Finanțe care zice că puteți să-i cheltuiți numai pe 27, până la ora 12. Și au venit funcționarii noștri și au semnat, au venit la 5 dimineața, au semnat cât au putut până la ora 12 și au rămas niște bani pe care am fi avut ce să facem cu ei. Deci nici de cum să facem, să nu avem ce să facem cu ei. Sunt 4.000 de kilometri de țevi, da, numai că ei sunt 1.000 de kilometri rețea principală, unde sunt pierderile, și 3.000 de kilometri rețea secundară, unde lucrurile sunt bine. Eu am schimbat 50 din cei 1.000, da? Asta am și spus că fac în campanie. Putem să continuăm, pot să răspund la orice. Nu aș vrea să insist foarte tare, dar m-a mirat faptul că această postare vine din partea unui domn care, aș putea spune, e, cum să zic, adversar declarat al Partidului Social Democrat și era susținător al USR-ului și chiar al dumneavoastră atunci când ați câștigat mandatul. Ori asta m-a uimit cumva, a apărut chiar astăzi și trebuia să vă întreb. Vreau să vă mai întreb ceva, pentru că văd că e o controversă și poate să o lămurim. Câte fonduri europene ați absorbit în mandatul dumneavoastră? Cam 2 miliarde de lei. În valoare, în lei? Spune. În lei, da. Asta înseamnă 400 de milioane de euro. Sunt bani obținuți pe semnătura dumneavoastră în mandat sau sunt bani obținuți anterior, dar care au venit acum pe mandatul dumneavoastră? Nu, sunt cei mai mulți dintre ei, pentru că noi am avut două exerciții financiare pe fondurile europene obișnuite. Am avut 2014-2020, da, care cumva erau, ce era semnat când am venit eu, și avem 2021-2027, pentru care alea 2014-2020 se termină, poți să cheltuiești până în 2023, iar cele din 2021-2027 o să înceapă formalitățile pentru ele, trebuiau în 2021, dar n-o să înceapă decât acum în 2024, pentru că toată lumea a fost ocupată să le cheltuiască unde pe alea până în 2023. Pe exercițiu financiar al Uniunii Europene, celălalt, din 2014 și până în 2021. Da, deci noi avem pregătit pe astea 2021-2027, noi avem proiectele pregătite, numai că nu s-au deschis apelurile. Și atunci ce am putut noi să depunem apeluri a fost pe PNRR, pe secțiune pe care le-am avut. Ce s-a cheltuit a fost din apelurile făcute pe exercițiu celălalt, pe cel care începe de aici încolo. Exact, da, da, da.
Okay. Și au fost unele care au fost, unele cum este investiția de la Glina, marea stație de epurare pe care în final am terminat-o, începută de Ceaușescu în 75. Deci în sfârșit noi nu mai poluăm Dâmbovița, Argeș, Dunăre, Marea Neagră. Asta am terminat-o în 2023. Asta a fost începută încă din mandatul primarului Oprescu. Iar cele pe care le-am finalizat de asemenea pe tramvaie, autobuze electrice, ele au fost semnate de Gabriela Firea. Ok. Deci... Numai că și la fel pe termen. Când zice că le-a semnat, ea nu minte. Adică chiar spune adevărul. Ea le-a semnat, numai că a avut 4 ani și jumătate în care putea să și facă de ele și nu a făcut. Ok. De ce vă întreb? Pentru că l-am văzut pe domnul Burduja. Da. Cu domnul Burduja a fost cumva până acum vreo un an și ceva într-o coaliție la Consiliul General. Da, până acum 3 luni. Da. Chiar mai recent. Da, da.